Sunt de la Liceul de Artă Victor Brauner, în clasa a 10-a. Studiez chitară cu domnul profesor Iulian Stoica. În seara aceasta voi interpreta variațiuni pe o temă de Mozart scrisă de Fernando Sor. Thank you.
Bună seara și bine v-am găsit. Mă numesc Arsen Emanuel. Sunt de la Liceul de Artă Victor Brauner. Sunt în clasa 11-a. Această seară voi interpreta Bărbierul din Sevilla din Joaquin Rossini. Thank you.
colegilor Rotary Club Piatra Neamț, vă urez bine ați venit. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați onorat prin prezența dumneavoastră și ați răspuns într-un număr atât de mare invitații de a fi părtași la un nou proiect marca Rotary, și anume seriile Rotary. Cu toții suntem foarte emoționați că am reușit în sfârșit să ne mobilizăm și să transpunem în practică acest proiect. Așa cum sunt toate întâlnirile între rotarieni, seri între prieteni, cu multă bucurie de a ne revedea și de a împărtăși din gândurile noastre, această seară are o marcă și o amprentă cu totul deosebită, fiind dedicată memoriei lui Victor Brauner. Îmi aduc aminte cu multă emoție acum 2 luni de zile, când am întâlnit cu maestrul Emil Nicolae și am început să lucrăm la un nou proiect al nostru și care sper că se va finaliza cu succes în iunie 2014. Am început să-i povestesc puțin despre ceea ce vrem noi să facem la Rotary, despre seriile Rotary. Sinergia e un cuvânt mic. Aproape instantaneu, foarte prompt, maestrul mi-a răspuns: am ceva deosebit pe care aș vrea să vi-l prezint. Buddha spunea: suntem ceea ce gândim. Sunt foarte, foarte încântat că în această seară am reușit să mobilizăm și să concentrăm atâtea energii pozitive, atât de mulți prieteni am reușit să ne reîntâlnim și cu multă bunăvoință să împărtășim din experiențele și din cunoașterea noastră. Vă mulțumesc și cu permisiunea noastră am să-i dau cuvântul Emilii, maestrul Emil Nicolae. Bună seara, vă spun și eu. Asta nu vrea. Da. Vă spun și eu bună seara. Se împlinesc, s-au împlinit anul ăsta și terminăm în seara asta aniversarea 110 ani de la nașterea lui Victor Brauner, important artist suprarealist și nu numai, născut la Piatra Neamț. Se împlinesc totodată 10 ani de când am început cu expoziția centenară din 2003, apropo de proiecte, efortul de a-l aduce în România și de a-l implementa, hai să folosesc un termen, post-revoluționară în conștiința publică, și se pare că am reușit acest lucru, nu numai eu, mai multă lume, dar expoziția centenară am făcut-o la Piatra Neamț, la Muzeul de Artă. Rezultatul ei în 2004 a fost acest album. Acum nu vreau să fac un remember și să istorie prea devreme pentru istorie, poate cu altă ocazie, dar rămânând la anul ăsta, vreau să vă spun că vara asta, poate unii dintre voi ați fost prezenți acolo, vă aduceți aminte, am făcut o aniversare la Sinagoga Baal Shem Tov, monumentul de lemn, Sinagoga de lemn din Piatra Neamț, și cu ocazia aceea am prezentat un film descoperit într-o arhivă. Era un film într-un film, erau 14 secunde, de fapt, cu Victor Brauner și Margit, prima lui soție, în călătoria a doua la Paris, în anii 30, deci în 1932, o filmare în atelierul lui Brâncuș. Filmul era despre Brâncuș. L-am extras de acolo, o să-l reluăm acum, pentru cine nu l-a văzut. Ei, după o vreme, s-a aflat despre acest film, că era un fel de premieră, și am primit din Franța, atunci l-am primit la președinte, un film cu ce aveau ei, și o să ascultați acolo pe comentator, punând că sunt singurele două filme, din 61-65, un an înainte de a muri, pe care le cunoșteau. Nu-l știau pe ăsta care a apărut vara asta la Piatra Neamț, deci un fel de schimb, așa. Dar până la filmul, surpriza aceea, pe care vreau să o dau la sfârșit, am schimbat puțin programul, pentru că eu aveam alături o manifestare să nu ne deranjeze zgomotul, însă văd că nu. În fine, se aude, nu ne deranjează.
O să încep cu filmul de astăvară. Reiau filmul de astăvară, care a fost motivul răspunsului din Franța cu filmul pe care îl vom vedea mai târziu în premieră națională, de fapt. Și între filme o să vă spun ceva despre această carte, a treia pe care am publicat-o despre Victor Brauner, anul acesta. Am mai arătat-o în alte ocazii, dar n-am insistat pe istoria și pe conținutul ei, Victor Brauner și însoțitorii. Să ne amintim să revedem filmul de astăvară cu Victor Brauner în tinerețe, deci 1932, avea 29 de ani, adică se născuse în 2003, în atelierul lui Brâncuș, împreună cu prima lui soție, Marghita. Bun, e un montaj, e mut. E făcut de Man Ray, celebru suprarealist, fotograf și pictor. E un film despre Brâncuș, în atelierul lui Brâncuș, cu aspeții, hai să spunem, chiar însoțitorii lui Brâncuș. De aceea l-am lăsat și pe Brâncuș în film, să se vadă. Și la un moment dat am inserat și niște fotografii din repertoriul lui Brauner, din albumele fotografii ale lui Victor Brauner, Brâncuș în atelierul lui. Și la un moment dat, din cele 14 secunde, din care am reușit să dezvolt vreo 3 minute prin reluări, o ralantii de câteva ori, pentru că e interesant să vedem atitudinea tânărului Brauner, care în cercurile suprarealiștilor din București, avantgardiștilor bucureșteni, foarte zgomotoase, temperamentale, el era de fapt un timid. Există o notă într-un jurnal, și la Joe Boxa și la Sasha Pan într-un memorial, aveau obiceiul, după ce terminau ședințele de redacție avantgardiștii din București la revista 1, Victor Brauner cu Marghita la Paris. Deci Victor Brauner și acum vin secvențele cu Victor Brauner. Surprinse, repet, de Man Ray. Și se vede, tânărul Brauner nu era prea, nu se simțea prea comod la agresiunea temperamentală în Marghita. Era un timid, cum spuneau colegii lui, se opreau la o cârciumă după ședințele de redacție de la UNU, în strada Bărății, la răptăria lui Enache, și acolo, în cărciuma aceea, sigur, dau vin, bere, și chelnerițele tinere în jurul poeților, pictorilor, care le făceau curte, singurul care stătea tăcut și nu avea niciun fel de expansiune asta. Tinerește era Victor. Deci, și tot pe el avea cel mai mare succes. Cea mai frumoasă chelneriță de acolo se învârtea tamar în jurul lui. E, o să revin la povestea asta cu femeile, pentru că în carte n-am mai reușit să o prind. Poate într-o altă ediție o să apară săptămâna viitoare în revista Contra. Pentru că un capitol care n-am reușit. Deocamdată asta e Victor Brauner în 32. Când era întreg, ca să spun așa, adică avea și ochiul stâng doar urtător, și o să-l vedem în 61 și 65, în filmul primit din Franța, un an înainte de a muri în 65, după accident, la maturitate. Da, despărțirea de Marghita s-a produs în 1938, de fapt, când Victor Brauner s-a întors în 1935 în România, împreună cu ea, după această călătorie. Au mai stat 3 ani împreună. În 1938, Victor Brauner a plecat definitiv în Franța, fără Marghita, și au divorțat în 1939. Urmând, după război, Victor Brauner să se
căsătorească cu Jacqueline Abraham, o franțuzoaică. Asta e o primă parte în imagini din biografia pictorului, necunoscută până în anul ăsta. Și cred că e interesant, chiar dacă nu avem cuvinte. Victor Brauner și Harry Brauner, fratele lui, muzicianul, cel care a lansat-o pe Maria Tănase, anul ăsta s-a discutat mult, a fost centenar Maria Tănase, Victor Brauner la Paris, într-un balcon, toată perioada aceea, autoportretul din 1931, care era o premoniție, o să vedeți că în film vorbește despre el, și Victor Brauner, în 1966, ianuarie, înainte de a muri, martie 12 a murit. Am prezentat acest film astă vară, atunci când, după lansarea de la Bookfest, a apărut această carte nouă despre Victor Brauner, Victor Brauner și Victorii, care, de fapt, continuă o idee din 2011. În 2011, la invitația Muzeului Național Literaturii din București, am făcut o expoziție Victor Brauner și Victorii. Bun, nu era ce-i cartea, era o expoziție, Victor Brauner și alți avantgardiști din colecții particulare în București, a fost și oarecare zumzăială în jurul ei, cum stă bine avantgardă, de fapt, să existe și contraziceri, unele tablouri erau pastișe, probabil, pe Brauner, sau erau considerate așa, unele nu erau, nu contează. Unii s-au speriat din oficiali, neînțelegând spiritul avantgarde, care era care tot timpul e în mișcare și în contradicții, că de fapt asta a fost avantgarda mereu. Asta este din sonorul filmului următor. Da, și am reluat în carte, sigur, la o altă dimensiune, Victor Brauner, ideea de Victor Brauner și însoțitorii, mergând pe câteva capitole biografice, reconstituind din arhive, din jurnale, prieteniile cu artiștii români și străini în țară și în Franța, și o altă parte a cărții are câteva capitole despre expoziții, despre contacte postume cu alți artiști în spiritul, să-i spunem, braunerian. Ceea ce m-a surprins la primirea filmului din Franța, pe care o să-l vedem imediat, a fost faptul că anumite capitole din această carte sunt confirmate de Victor Brauner însuși. De pildă, există în carte un capitol despre asamblajele, cutiile magice, protectoare, pe care le-a inventat Victor Brauner stând în refugiu în timpul războiului lângă Marsilia, Pirineu Oriental, și ele sunt, datorită donației lui Jacqueline Brauner, sunt păstrate la Muzeul de Artă Modernă din Paris. Acum câțiva ani a venit la mine un domn de la Cluj cu două asemenea cutii, cu povestea lor. Mama dânsului, care mai trăiește, Dumnezeu să-l țină, 90 de ani acum, pusese căsătorită cu un demnitar al lui Gheorghe Deș, pentru surpriză a fost de unde până unde a ajuns la ea. Îl cunoscuse pe Brauner din Terpeli, înainte de a pleca, a venit războiul, s-au despărțit, dar fiind bărbat sub demnitar în timpul lui Gheorghe Deș, a putut prin anii 50-60 să iasă în Occident. Ajungând la Paris, a ajuns și în atelierul cu Brauner, i-a făcut cadou două cutii din alea să o protejeze și a dus amintele și cutii, l-au ajuns. Plecând de acolo, am reconstituit felul în care Brauner a avut ideea să facă acele cutii și magice, asamblaje. Și povestea capitolului din carte e film confirmat de Brauner. La fel, există în prietenia cu René Char o corespondență întreagă. René Char era în rezistența franceză, coresponda prin, nu cu poștă, evident, intermediar, interpuși cu Victor Brauner, care era în refugiu la
am spus, lângă Marsilia. Și Brauner i-a trimis câteva scrisori entuziasmat de redescoperirea caustice, era cunoscută din Egiptul antic. El a refăcut tehnici noi în sudul Franței, din lipsă de materiale, pânză, hârtie, culoare, avea când și când. Când reușea să ajungă la Marsilia cu o carte de identitate falsă, în care nu și-a schimbat numele Victor Brauner, dar în care s-a declarat alsacian cu loc de naștere într-un sat din Alsacia, care știau ei că era distrus, bombardat și nu avea acces nimeni la arhivă să verifice dacă a fost vreun Brauner acolo. Și cu acea carte de vizită venea la Marsilia din când în când, la Villa Herbelul, unde era breton și suprarealiștii erau adunați acolo, pregătiți să fie scoși de Varian Fry, un american care pusese la care un proiect de salvare a artiștilor și oamenilor de știință europeni. Evrei și neevrei, în orice caz rezistență la nazism, să-i scoată din Europa spre Mexic, spre America. Și din când în când Brauner reușea să ajungă acolo, din statul în care avea domiciliul obligatoriu, și cu această carte de vizită, și mai venea cu pânză, cu hârtie, și mai lucra o vreme. Dar, în general, nu prea avea materiale. Și atunci a început să lucreze cu ce? Cu ce a găsit pe acolo? Cu lumânări, că nu era lumânări electric, cu sârme, cu... Și a făcut, a inventat aceste asamblaje, care, sigur, nu au o valoare de piață, pentru că nu sunt nici picturi, nici sculpturi, obiecte magice, cărora le-a conferit eu așa o putere imaginară, dar au devenit importante în biografia lui artistică. Și iată, doamna aceea a venit cu două, el povestește în film cum le-a făcut pe primele acolo, din piață. La fel, pictura în ceară, o să vedeți o demonstrație, sigur, el a devenit celebru cu picturile lui în ceară colorată, a perfecționat această tehnică de-a lungul timpului, până a murit în 66. Dar inițial a început cu niște lucruri foarte simple, cu o lumânare, pe o hârtie, peste care, după ce a desenat, și nu se vedea nimic alt pe alte filme, cu ceara albă pe hârtie albă, dar după aceea, dând cu pensul la cutuș, rămâne desenul cu lumânare, cu ceara. O să vedeți foarte interesant. Și sunt, și este un capitol în care despre asta. Deci sunt, s-a produs și culmilor, toată povestea e că la un moment dat se știe că Ernesto Sabato a mai scris și în prima carte, există în despre eroi și morminte, în celebrul roman al lui Ernesto Sabato, scriitorul argentinian, sud-american, un capitol raport despre ori, și acolo e un fragment despre Victor Brauner. În cazul Victor Brauner merge autorul în avion și îl amintește. Victor nu l-a cunoscut în direct pe Victor Brauner, a fost prieten, în schimb, cu Oscar Dominguez, cel care i-a scos ochiul, aruncând paharul lui Victor Brauner la noaptea aceea vijelioasă din 3 august 38. Și de acolo știa Ernesto Sabato, povestea. Ernesto Sabato, care a murit or, și el, de aceea era preocupat de ochi, de vedere, de orbire, și fusese pictor înainte de a deveni scriitor. Și după ce a început să vorbească, ăsta e un alt paradox, s-a întors la pictură, n-a mai scris, despre sfârșitul vieții. Da. Având câteva teme, alchimistul, câteva teme comune cu Brauner, dar văzute în alt fel. Ei, filmul ăsta se termină cu un interviu cu Sabato despre Victor Brauner. Cum se termină cartea asta, când aveam de film? Și când am refăcut, a reconstituit relația din chestii. Deci au apărut niște coincidențe, nu știu dacă țin de posteritatea magică a lui Brauner. Eu nu cred în așa ceva, dar se întâmplă, există în aer niște lucruri care se adună la un moment dat. Așa s-a adunat și cartea asta despre Victor Brauner, care o spuneam într-un fel în 50 ani de când m-am făcut acest Victor. Important. Și nu numai Victor. N-am aici a doua carte, Patimile după Victor Brauner, care nu are multe imagini, are mai mult text, și în care am publicat câteva dintre textele lui literare. Tot timpul a și scris și avea de gând să scoată o carte, poeme, poezii. Este și inventatorul pictor poeziei, într-un bilaie om, ca și face adusul pe cont protonul de parte. Și combinare de imagine cu cuvinte.
dar n-a reușit să-și publice cartea aceea, a rămas în arhivă la Paris și vreau cu ocazia asta să spun că am beneficiat în tot parcursul ăsta de un start în care m-a antrenat doamna Amelia Pavel. Eram acasă la doamna Iulia Hărăucescu și venea centenarul Browner. El era prieten. Și spunea, bă, cine o să se ocupe? Păi cine? Spune doamna Hărăucescu, să se ocupe Emilie. Că eram pe acolo. Bun, eu scrisesem un articol în care am anunțat centenarul. Mă interesa mai mult literatura de avantgardă, sigur, în care vrând nevrând dădeam și de Victor Doamne. Și împreună cu doamna Amelia am făcut expoziția și am început povestea. Dacă am făcut expoziția, spune și am adunat tot materialul, începând de la certificatul de naștere, deci așa mai departe, doamna Amelia zice, dar de ce nu faci cartea? Ce faci cu materialul ăsta? Bun, am să fac și cartea. A făcut prefața și e ultimul text scris de ea, vital, terminat. La sfârșitul anului 2003, decembrie a murit. Astea sunt două persoane pe care vreau să le amintesc și vreau să-l amintesc pe Saran Alexandrian, primul biograf al lui Victor Browner, prieten cu el, armean născut la Bagdad, ca să vedeți ce însemna suprarealismul, prieten cu Victor Browner și în Franța, primul lui biograf, nu biograf, este, de fapt, monograf, a scris Victor Browner Eliminator în 1954, a publicat-o și pe care l-am cunoscut în 2003, pentru că a venit la București, l-a adus Nicolae Țomne și după aceea l-am adus la Piatra Neamț cu ocazia centenarului, a ținut să fie de 15 iunie, de ziua lui Victor Browner aici, în orașul lui Victor. L-am dus pe urmele lui Victor, ce au rămas din el, inclusiv în locul casei, care este aici o schiță, la numărul, era la numărul 30 pe strada Roznovanu, actualul principal, și era în dreptul bisericii Precista actuală, Precista nouă, care nu era în 903, când se născuse Browner, era Precista veche de lemn. În dreptul Precistei noi, înainte de a fi blocurile astea pe care le știm noi, era strada Plutașului, cam în dreptul porții de la intrare în Precista nouă. Pe o parte era o troiță de lemn, în copilăria mea cel puțin, și un rest de biserică de lemn din Precista veche într-o curte și vis-a-vis pe colțul celălalt era o casă cu un singur nivel în care au stat soții Popescu. Domnul Dumnezeu poate știe și aveți aminte. E casa în care au stat Browner, în care s-a născut din Popescu. Asta mi-am dat seama după ce mi-am rememorat copilăria și obligat. Vedeam pe acolo, dar habar n-aveam la vremea Victor Browner. Deci așa s-au legat lucrurile. Cum s-ar și, vă spuneam, Saran Alexandrian venind aici, am început o relație și de la el am primit o mulțime de informații, inclusiv de documentele și cărți în Franța și corespondența cu Reneșa pe care am folosit-o. Țineam să amintesc persoanele astea. Ca să vedeți că nu faci singur totuși. Totdeauna ești dator cuiva. Nu numai de Victor Browner, ci multor altora când faci un asemenea lucru. Eu spun să nu mai întindem pe doar, nu știu cât o să ne deranjeze, să auzim și vocea lui Victor Browner. Vreau să mai spun câteva lucruri. Sunt două filme. Iată, începe cu, o să vedeți, prima parte e o răsfoire a unui album făcut de Didier Semean, este cel mai important album care cuprinde tot ce există Victor Browner la Muzeul de Artă Modernă din Paris. Deci, prima parte a filmului, după aceea un album de la Saint-Étienne. O să vă spun la sfârșit cine sunt persoanele care vorbesc în film. Să mai tare, nu acum. Deci ăsta e Didier Semean. Albumul, ăsta e cel de la Saint-Étienne, de 2004. Ăsta e Victor Browner în atelier. Il partageait son atelier avec le douanier Rousseau. Je veux dire, il travaillait rue Perel dans l'atelier de celui de douanier Rousseau. Où cette toile allégorique, charmeuse de serpent recevant une créature. Comentatorul. Îmblăzitoarea de șerp, după un tablou al Rousseau Vrameșu, varianta Victor Browner.
După o corespondență. C'est dans la petite maison d'un jardin minuscule séparé de l'atelier que j'ai vu pour la première fois des cires de Bronner. Primele. Avant d'admirer ces cires, j'avais souvent regardé à la vitrine d'une galerie où Vincent Coronat ne sait plus laquelle, une composition intitulée « Puissance de concentration de M. K. » qui était pour moi un super. Ça est, M. K. Donc K. Puterea de concentrare l'unica dată, Bronner avait arrivé à Paris pour les respects de 1000 euro. Il avait conservé de son goût une musicalité d'expression qui faisait du français qu'il parlait une langue très intime. Un autre artiste célèbre en Amérique, j'aurais donné beaucoup pour parler comme lui, pour dire normal, comme lui. Non, ça je m'en rends. Je suis normal. Je suis normal, mais là j'ai quand même des enthousiasmes, des excitations. O să revin în partea aceasta. Victor Bronner, susținând că e un om normal. Bronner avait laissé en Roumanie une marque. A venit din România încărcat de lucrări, de desene. Il ne savait pas ce que cette malle était devenue. Donc, mais peut-être, est-ce une exagération de ma part, une certaine mélancolie. Il ne pouvait pas faire le deuil de cette malle. Un tableau care sugerează trecerea Carpaților împreună cu que ce voyage en traversant les Carpates. Elle n'a plécat ça. Son enfance, bien sûr, il l'avait emporté avec lui, mais sans vouloir. À ma connaissance, il n'y a guère que deux documents audiovisuels. Le premier date de 1961. C'est François Dumaillet qui a interviewé Victor Bronner pour Terre des Arts. En 1965, un an à peine avant sa mort, Victor Bronner a reçu une caméra à l'occasion de la sortie du livre Les dessins magiques de Victor Bronner, présenté par Sarah Mertzi. Ce jour-là, il évoquait la table sur laquelle, au fond, il dessine. J'ai fait d'abord des dessins pour flatter ma famille et j'étais... Mais alors, quand j'ai commencé à dessiner presque toute la journée, ça se compliquait parce que vers 14 ans, j'ai refusé d'aller à l'école. Et ça fait plein de gens que j'allais à l'école pour faire un métier parce qu'ils disaient avec justesse comment il va gagner sa vie. Enfin, le fait est que je refusais d'aller à l'école. On a refuzat să meargă la școală. Nu mai la școala de artă, după 2 ani am plecat de acolo. Dar chiar la școală și dădea numai examenul, inclusiv bacalaureatul, inclusiv examenele de an școlar și de viață procedală. Deci, în particular, dădea examenul. Nu avea răbdare să meargă la curs. Stătea acasă și primise o masă cu hârtie, fără culoare, numai creioane. Și așa a început să deseneze greu. La chance, parce que je ne me rendais pas compte de pouvoir immédiatement faire des choses très libres, très automatiques. Bun, mulți au spus că n-are talent, mai ales când a ajuns la școala de pe lanță,
și că nu se conforma la cerințele profesorilor, nu ți-au spus că n-are talent. Se dă și cu jefetul de desen. Mi-a convenit ca să poată pleca de acolo. După ce a învățat ce a avut de învățat în gramatică, am 2 ani în gramatică, am învățat. În momentul capital. Da, și acum e momentul capital, acela cu accidentul care și-a pierdut ochiul. J'ai essayé de faire ce tout à l'heure, le seul portrait que j'ai fait, et avec une glace, ça veut dire que j'ai cherché quand même dans cette époque. Un portrait de 1931, Înainte de anul 38 au fost multe lucrări, violențe asupra ochiului, mai ales asupra ochiului. Și aici a dezvoltat o filozofia premoniției, care a construit pictura. Ăsta e autoportretul cu ochiul stâng enucleat, în oglindă pare că e drept. Realitate materială. J'ai eu un accident în 1938, Je me trouvais avec des amis dans un atelier et une chose tout à fait curieuse, c'était une soirée très orageuse du mois d'août et l'atmosphère était très excitée, aussi bien par la chaleur, par la nervosité générale, d'autant plus qu'il y avait déjà question de la guerre à ce moment-là. Enfin, tout ça, ça s'est transformé dans une espèce de beuverie. Et le fait est que des amis se sont mis à se battre très nerveusement et très rapidement. Alors, sans que je sache, j'ai entendu passer par les deux amis. Et dans une fraction de seconde, un des amis a envoyé un verre à la tête, soit dit de l'autre, n'est-ce pas, de son antagoniste. Mais c'est moi qui l'ai reçu. J'ai perdu mon œil gauche. Eh bien, on m'a amené à l'hôpital, à minuit, on m'a opéré, l'œil était définitivement perdu. Enfin, ceci, en tant que fait divers, ne présente pas un grand intérêt. Mais ce qui est de plus curieux là-dedans, c'est que tout d'un coup, je me suis souvenu que toute une période de ma vie a été axée dans ma création sur, sur la vue. Et notamment avec des attaques très violentes contre les yeux. Non seulement que j'ai peint de toutes les sortes des attaques aux yeux, mais j'ai même peint la lettre dans un tableau que j'ai là, n'est-ce pas, de la lettre de celui qui m'a enlevé le commencé par D. Et naturellement, c'est une tige. Tableau se numește Andreanopolis. Și din 1932. Il me semble être une chose profondément importante dans le maniement de ces valeurs de l'inconscient et que naturellement peut-être qu'on pourrait se pencher sur cette zone aussi pour voir qu'est-ce qu'on détient comme possibilité d'entrevoir des choses que la réalité et la raison ne peuvent pas déterminer. C'est pendant la guerre que j'ai eu le contact avec la nature, avec la structure de la nature. Ainsi, par exemple, acum se va referi la cutiile acelea despre care am povestit. Vorbește despre importanța materialelor naturale pentru un artist. Iar asta se află la acela drăgostiții se numește. Se află la Muzeul de Arte Modernă din Paris. Des objets de défense personnelle. Et ensuite, aussi en contact avec la nature, parce que j'étais dans les Alpes, où il y avait par exemple un torrent, où il y avait des pierres. Et j'ai vu brusquement ces pierres qui construisaient de même un personnage. Un personnage. Je n'avais qu'à prélever ce personnage. Et naturellement, aceste niște pietre asamblate care reprezintă un personaj. Je dis, certainement, il m'a juste une petite chose pour que ce personnage devienne vivant. Cel pe care l-am văzut eu acum de scris, pe care l-am descris în carte, este o mână. Une loi très fondamentale qui en tête ce qui se fait un peu moderne, c'est-à-dire que pouvoir réaliser cette nostalgie des traits blancs sur un fond noir, des pierres. Et j'avais constaté brusquement que justement, ces traits étaient mariés à la surface d'une façon indissoluble, ce qui n'était pas
visible dans la peinture, et c'est une chose très forte, n'est-ce pas, parce qu'elle parle plus à l'œil, à l'esprit. Et alors j'ai imaginé de faire une réserve. Ceea ce intéressant, je vous dis, ce que je vous dis. Une blanche, et... Da, într-o scrisoare către René și René deschis să povestească aceasta cu inserțiile albe într-o piatră neagră găsite pe malul unui râu. Există carte de unde a venit ideea picturii în cea formală, pentru că n-a mai folosit ea. Imediat o să desenează cu o bucată de numerare albă, nu se vede nimic, deocamdată. Peste desenul în ceară, astea sunt primele variante, pentru că după aceea a dezvoltat un complicat în poveste, în ceară colorată cu alte lucruri. Je littéralement, je pose la plume de l'encre de Chine sur le papier. Et je ne saurais pas vous dire si je vais à gauche ou à droite. De toute manière, il n'est pas question de construire une image avant. Deci, aș spune un lucru interesant, de parte că n-a avut în intenție să-și construiască o operă. Adică să fie un artist în acela sistematic. Știi foarte bine că tot timpul a filmat manierea. Interesant povestea din esența din tablou și ce și semnificația simbolistică a spus. Cred că n-avea proiecte opere neapărat. Iar noi vedem acum așa postum, pentru că se leagă printr-o simbolistică, printr-o semnificație. El n-a avut un proiect. Era inspirat, după care din inspirație trecea la acțiune la materiale și unele. Oui, je dis ça maintenant, parce que j'ai toujours j'étais toujours hanté par le fait qu'il sorte quelque chose d'inédit dans ce que je fais, n'est-ce pas? Parce que le reste, c'est pas intéressant. Alors d'ailleurs, je pensais pas que sans penser d'avance. Si on ne peut pas dire ça non plus, parce que quelquefois quand même, on a des images qui surgissent dans la nuit, ou comme ça, qui sont obsédantes. C'est très compliqué, il y a de tout là-dedans. Alors tout a été, réellement enregistré. C'est-à-dire sans aucune concession et sans aucune réticence. Victor Brandner reproduce ce spunea criticul despre ea, Alexandria. Pe de altă parte, putem să credem că asta a crezut și el de la început și i-a spus și lui Alexandria. E greu de e separat aici. Le fait est que moi, je me lance toujours dans les choses sans préconception, que je ne construis jamais. Je détruis plutôt, je viens toujours de l'innocent et j'attends toujours des univers différents. Pour moi, ce qui est important, c'est justement de construire une œuvre qui a un caractère défini, où les notions esthétiques sont très importantes. Tout ça, ce n'est pas important. Pour moi, ça ne m'exalte pas, ça me satisfait. Ce qui me satisfait surtout, c'est la structure,
le contenu, l'histoire que je raconte, ça c'est important. Quand vous permettez que vous êtes dans un état normal, c'est un état différent. Non, ça je ne me rends pas compte, c'est normal. C'est normal, mais avant j'ai quand même des excitations. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des conditions circonstancielles, on est un peu en dehors. Et qu'à ce moment-là, on est pris dans les choses et on a une énergie différente et qui vous pousse à finir les choses, à la finir. C'est-à-dire à ce qu'elle puisse vraiment être quelque chose de parfait qui peut fonctionner. Il ne s'agit pas uniquement de la présence des animaux en tant que il s'agit, si c'est possible, enfin dans mon cas particulier, de m'identifier à l'animal. Et ceci est tout à fait nécessaire dans le sens de perdre la présence dans le monde réel, une façon d'aller plus loin, de se dépayser. De telle manière, j'ai par exemple employé toujours l'image du chien. Et pour moi, le chien, c'était non seulement le chien qui me permettait d'avoir une très grande liberté d'action, par le fait que le chien, dans la réalité, est tout à fait insignifiant. Et on peut mieux l'observer. Je peux mieux m'observer en tant que chien qu'en tant qu'être humain. Le chat a pour moi, enfin dans cette zone des associations poétiques, plusieurs significations. Premièrement, il est mystérieux, ensuite il est silencieux, ensuite il a aussi développé la vue, voilà. Et de cette manière, je peux l'employer dans tout ce qui concerne la vie intérieure, la lune, la nuit, et éventuellement l'élément eau, puisqu'il y a des correspondances qui se font de cet ordre-là. Le poisson, alors, c'est carrément l'eau, la vie intérieure, la vie, le verre, le paradis perdu, ainsi de suite. Et bien alors, c'est vraiment un animal qui représente notre histoire humaine, très précisément, puisque l'animal est poisson. L'animal représente l'histoire humaine, très précisément. Ce n'est d'autre chose. Le serpent, c'est le seul animal qui a le contact réel avec la chaleur de la terre ou avec l'humidité de la terre. C'est un animal à la fois discret, poétique, et en même temps c'est un animal qui se défend évidemment très violemment, et que l'on craint, mais en même temps on a le jeu de lui, de la crainte ou de l'admiration, ce jeu fondamental des situations primitives dans les divinités. Revenons une seconde sur une phrase dite par Victor Bronner, il a dit, non seulement que j'ai peint de toutes les sortes des attaques aux yeux, mais je n'ai même pas la lettre dans un tableau. La lettre de celui qui m'a enlevé l'œil, n'est-ce pas, qui commençait par Ce prémonitoire, puisque peint avant l'événement, désigne Oscar Dominguez, le peintre Oscar Dominguez. Il existe un carte ou un capitre. Être avec vous tout à l'heure, je vois que vous avez quelque chose. Nous avons rencontré quelque chose. Vous nous avez dit deux ou trois mots que nous avons cachés jusqu'ici. Il s'agit de la prémonition, du prémonitoire. La première. Reste au sabbat, c'est une section très importante, monsieur le fils. Vous avez vécu, mais ça, c'est une histoire. Il a été traité en espagnol, mais il a été traité en français. Les entretiens avec Carlos Catania. C'est ce qui est arrivé à Victor Bronner, en un sens par hasard, qui a été aveuglé par une bouteille de verre. Si Ernesto Sabato ne l'avait pas tellement lancé contre lui, d'ailleurs. Il a fait contre l'autre personne. Ouais. Vous n'étiez pas là. À ce moment-là, non, j'étais prisonnier de Dominguez, mais je n'ai pas hésité, mais insisté à. Ha assistat la povestea cu scoaterea ușurilor. Atunci, Il a fait son autoportrait avec ce merveilleux. Este sabatul susținut premoniția.
și acuzează tehnologia fixurile noastre, tehnologice. Numai ce e măsurabil, credem noi, că ar fi adevărat. Un fel de aroganță, spunem. De ce n-ar crede în suport? Pentru că este aroganță, cred că la unica realitate care se poate să facă un microscop și singura realitate e cea de la microscop și telescop. Deci e una aroganță, e negar tot tipul de conținere. Dar ăsta, ăsta a fost filmul. E interesant, spun eu, că am reușit să-l vedem pe Browner și vorbind acum, după ce l-am văzut mișcă. Tot timpul am avut în față fotografii, tablouri, portrete, autoportrete, dar omul, mișcarea și asta pune mult mai mult decât o imagine fixă, oricât ar fi ea de bine lucrată. Deci asta am vrut să vă arăt astă seară. O să vă spun câteva lucruri despre filmele astea două. Primul din 61 a fost pregătit în discuție, este Pierre Tumaye și prezentarea o face Pierre André Boutin pentru emisiunea Terre des Arts de la Antenne 2. Iar celălalt din 65 e făcut în 31 octombrie 65 pentru magazin de Zar la TF1, un jurnal, un insert cultural într-un jurnal de știri. Cele două filme am văzut, 61-65. Max Paul Fouché, care a dirijat la Antenne 2 emisiunea Terre des Arts, e cel care a citat o parte din carnetele. Era mare ziarist și poet, jurnalist francez, a lucrat în televiziunea franceză și a predat, în afară de ce avea acasă, și a predat Jacqueline Browner împreună cu tablouri la Muzeul Național de Arte Modernă, a predat o parte din arhiva de hârtie, carnetele lui Victor Browner, Max Paul Fouché, cel care spunea la început că atunci în curtea mică de la atelierului a văzut prima dată picturile în ceară, apare și comentariul lui în emisiune. Ei, ce pot să vă mai spun eu? Că această carte nu e încheiată. Sunt 22, am numărat eu aici, de însoțitori, după ce am făcut-o, am văzut ce s-a adunat în ea. E o carte deschisă din arhive, din documente. Poate o să mai pun la alte ediții. Cartea trebuia dată la tipar ca să iasă pentru Bookfest. Astă vară și pentru ziua lui Browner, 15 iunie, și am trebuit să pun punct, să o dau la editură, deja întârziasem, având în lucru în acel moment capitolul despre însoțitoarele, iubitele lui Browner, în afara nevestei. Și ăla apare în numărul din conta de anul ăsta, pe care îl vom lansa săptămâna viitoare la bibliotecă. L-am luat din tipografie acum. Bun, sunt vreo 15 pagini. 20. Le spun că se poate completa. Tirajul deja e terminat. Asta e ce am reușit eu de astă vară, la editor nu mai există. Au fost 500 de exemplare. Asta e ce mi-au rămas, am pus eu deoparte de astă vară, de la manifestarea de la sinagogă. Eu asta am vrut să vă spun. Dacă aveți întrebări, vă răspund la ei. Mulțumesc! Atenție. Eu aș întreba dacă ai cunoștință de ce la un moment dat ai semnat cu infinit. Da. Victor Browner a fost un adept al magiei, să știe, de la Piatra Neamț din copilărie, taică-su. În casa pe care o aminteam de pe Rodovanu 30, făcea experiențe spiritiste, invocarea sufletului morților. Și Browner din copilărie a asistat la toate experiențele astea și a crescut cu această poveste. De aici a venit și ideea premoniții.
Și în orice ai văzut de la materialele cu care lucra, piatră, ceară, hârtie, orice lucru pe care îl atingea, orice făcea, îl investea cu o putere magică, cu o semnificație simbolică. Evident, și literele, și semnele, și are un ciclu întreg de autobiografic, Victor, Victoraș, Victorios, acolo a început să semneze cu Victor Infinit, adică e o biografie, filosofia lui, de fapt, era un fel de întoarcere la natură, regăsirea naturii primitive și intrarea în circuitul ăsta natural, care este infinit. Nu e o viață infinită. Deci Victor Infinit e destinat infinitului mai degrabă decât Victor Bravo. Da. Și încă o întrebare aș mai avea, pentru că există tot felul de povești cum că Victor Brauner ar fi revenit la un moment dat la Piatra Neamț și asta vreau să întreb dacă, în afară de faptul că el s-a născut aici și a trăit o mică perioadă de timp, plecând apoi la Botoșani, apoi la București, părăsind definitiv România, dacă din cunoștințele tale, Emil, el s-a mai întors vreodată la Piatra Neamț? Nu s-a mai întors niciodată la Piatra Neamț după 1912. S-a mai dus la Fălticeni, unde era Jacques Brauner, un comerciant, frate cu taică-su. Se mai ducea în vacanțe când era student. Din Piatra Neamț n-am mai trecut, asta este o legendă locală. Bine, nu vreau să intru în detalii, mai sunt și altele. N-am mai avut nicio treabă. Piatra Neamț a rămas în memoria lui cu tot ce a acumulat în copilărie, până a plecat prima dată la Viana, să știi. După aceea, familia a încercat să rămână la Viana, în 1914 s-a întors la București și a rămas acolo. Nu s-a mai întors niciodată, dar când am pornit la cartea asta să scriu introducerea studiu, am plecat de la o idee a lui Marcel Proust, care spune că pentru un artist, memoria afectivă acumulată între 6 și 11 ani este cea mai importantă. Și am constatat că între 6 și 11 ani, Victor Brauner a fost la Piatra Neamț. Indiferent. Și într-adevăr, după aceea, în operă s-a văzut povestea cu licantropia și prezența lupului văzut aici în 1909, când s-a deschis în parc cușca cu urși și lup. Într-o capăt avea lup și avea urși. Ursul Vasil, în spațiu mare. Și l-au dus acolo părinții. Povestea cu experiențele de spiritist de acasă, de la Taibes. Toate lucrurile, vânătorile, iarna, are în carnet, iarna, cometa care a trecut, Halley, de toate, venea sfârșitul lumii și... Ei, toate lucrurile astea l-au marcat și au apărut după aceea în operă, indiferent că el n-a mai venit la Piatra Neamț. Piatra Neamț era simbolizat de toate lucrurile astea acumulate. Și spunea Saran Alexandrian că de câte ori aveau liniște și stăteau de vorbă și aducea mereu aminte de copilăria de Piatra Neamț. Era legat, nu trebuia să fii prezent fizic. Toată filozofia asta cu magia și cu spiritismul susține un contact peste, fără să fii prezent fizic, și pur și simplu spiritual, cu un loc anume sau cu o persoană. Dar lucrări ale lui în colecții private, nu neapărat în Piatra Neamț, în România, în afară de Sașa Pană. În România există în București colecționare care au Brauner. La domnul Vladimir Pană, care este fiul scriitorului Sașa Pană, cel care a editat revista 1 și unde Brauner a fost până a plecat în Franța 30. Colaborator permanent, principal ilustrator al revistei, a făcut și capul în linoleu, capul revistei 1. Le-am adus aici în expoziție de câteva ori. Deci acolo sunt mai ales desene, dar și uleiuri, portreta lui este aici în carte de produs, ăsta de aici cu roșu. Un portret al lui Sașa Pană, un ulei foarte interesant, cunoscut în lume. Portretul lui Geo Boza, tot în București, în afară de colecția Pană, care e importantă, sunt la Adrian Năstase câteva lucruri, pentru că la Comana era Gelu Naum, care a fost un bun poetul, care a fost un bun prieten cu
cu Victor Brauner și primise de la Victor Brauner sau de la Margit, de la nevastă sa, o parte din lucrări, desene și lucrări de la Victor Brauner. Și la un moment dat le-a vândut și au adus și la Adrian Năstase. Colecția, au fost două aici, o acuarelă și o, un crochim. În expoziția din 2003, da. Așa împrăștiate mai sunt, câte unul, câte două, de la diversi colecționari, au fost vândute câteva licitații, un portret al lui Ion Minulescu. Ion Minulescu a fost un protector al tinerilor artiști, chiar avantgardiști, și l-a pictat la un moment dat cu Victor Brauner. Joe Boxa, de asta era la Vladimir Fană, a vândut. Eu i-am spus că face mai mult la telefon, dar el avea nevoie de bani și a dat la 120.000 de euro. Dar, în fine, treaba lui. Da, mai sunt așa. Și sunt cele de la Muzeul Național de Artă al României. Mai e la Galați, apoi la Rivoron. Ca la Tecuci. La Tecuci sunt multe din prima perioadă, anii 21-22, la muzeu. La noi trei, dar astea după expoziții. Sunt donații după cele două expoziții din 2003-2004, pe care le-am făcut aici, dată, noi eram dinainte. Eu știu poveștile căutarul, dar hai să vă spun anecdotă acum. Eu n-am prea fost internat prin spital, o singură dată am făcut o hepatită și eram la Iași și un profesor Brauner, care mă tratase acolo, m-a întrebat dacă Piatra Neamț, dar el era din Roma, deci era de fapt rudă cu Prunea Fox, care Brauner se numea și n-avea nicio legătură cu Victor Brauner de la Piatra Neamț, că nu toți ionești și toți popești sunt rând între ei. Și m-a întrebat atunci, era vinerea după facultate, dacă știu că ar exista în Piatra Neamț un Brauner. Bun, nu m-a ocupat nimeni de Brauner la ora aia neapărat, dar eu n-am, habar n-aveam. Păi am dat seama că întrebam răspunsul la întrebare, nu era. Deci până la cele de la muzeu nu au fost, în rest, putem discuta tot felul de ipoteze, ca să zic așa. Vreau să mai spun ceva. Așa cum Brâncuș reprezintă un brand național, el fiind într-un clasament realizat de clasa, ca casa de licitații Artmark, după cum știi, cel mai bine cotat artist român din toate timpurile, pe locul 2 urmează Victor Brauner, ca cel care s-a născut, mă rog, la Piatra Neamț. Eu vreau să întreb dacă el ar putea deveni, în această, desigur, fugă reală a noastră, de a căuta branduri locale. El ar putea deveni un brand local, Victor Brauner. El deja e un nume important pentru noi, pentru restul lumii din afara României, e deja concret și consacrat. Dar pentru noi, pentru Piatra Neamț. Vreau să fac două observații la povestea asta. În primul rând, ca să vorbesc aici, să audu și televiziunile, că n-am nimic de ascuns. În primul rând, eu nu cred în clasamentele astea făcute pe bani. Deci Brâncuș, într-adevăr, este important în toată cultura mondială pentru că a schimbat paradigma. Poate să fie foarte ieftin. E și întâmplător, e scump. Pentru că și sculptura e scumpă și e bun. Dar nu de asta. Plătam răspuns pentru că costă foarte mult. Pentru că a schimbat o paradigmă în istoria sculpturii. Art. La fel și Brauner. El a venit foarte târziu. I s-a făcut expoziția aceea retrospectivă în 72 și în afară de specialiști n-a luat-o nimeni în seamă. Abia în 90, când am făcut Didier Semen albumul pe care îl răsfoia la început în film, a început să... Deci după 90, după Revoluție, aici a fost o coincidență fericită că a început și România să asimileze, că inițial nu se vorbea despre el, că era considerat transfug. A început și în Occident să aibă cotă, cum să spun, și să crească la licitație. Dar pentru mine nu asta e important. E important că a marcat. Există un brand, dacă vrei, Brauner, în istoria picturii.
aia îl face important, indiferent de costul. Sigur că noi suntem impresionați astăzi de, de mare. Și, dar nu, nu contează și eu chiar am începusem toată povestea cu asta, să expozițiile cu cărțile, să-l recuperez pe Braună, pentru că era important, era din Piatra Neamț, trebuia cunoscut și așa mai departe. Și odată au început să-mi vină întrebări despre bani, despre adevărate, nu-s adevărate, e mai ieftin, e mai scump, cui să-l dau, de unde să-l iau. Și chestia asta era așa, ca un bruiaj la toată povestea. Eu, de fapt, vreau să recuperez un capitol de istorie culturală, nu de istorie comercială. Și a doua observație care vreau să o fac e pentru, de principiu, pentru un brand, e riscant totdeauna să pui o persoană. Și dau un exemplu bun, sărind peste exemplu Brauner, care ar putea stări o mie de discuții de ce Brauner și nu Popescu, adică de ce un evreu și nu un român brand de Piatra Neamț. Dacă eram în 1903, când s-a născut Victor Brauner și 40% din populație erau evrei Piatra Neamț, ca fi un brand, dar nu știu astăzi, dacă mai merge. Dar eu îți dau un exemplu mai tare. Dacă ai pune brand Eminescu la România, crezi că ar prinde? E foarte important pentru România, dar ce înseamnă în afară? Trebuie să spun, persoane, brand cu persoană nu merge. Nu merge nici cu frunzulița, știu ce vrei să spun. Poate unul mai percutant. Dar o persoană ca brand e scasă. Dar ceea ce după liceu, după muzeu, după toate astea, ce aș fi vrut eu și prietenii mei la Piatra, măcar să avem o stradă sau piață Victor Brauner, nu brand neapărat. Am vrut anul ăsta, 110 ani, să mai fac o încercare după ce am făcut două, să pun un dosar la Consiliul Local și din anumite motive am în față un prieten care se uită la mine și care e un exemplu în poveste, am renunțat. Pentru că nu știu pe mâna cui ajunge dosarul și ce probleme vor pune. Și nu vreau să-l arunc pe Victor Brauner într-o discuție inutilă. Problema cea mai mare în momentul în care se dă numele unei străzi e modificarea documentelor locuitorilor de pe strada respectivă. Asta e un aspect, să spun, da, deci eu ți-am dat o idee legată de esplanada care abia s-a construit la Cuiești, care nu implică practic niciun fel de modificare. Nenumită. Da. Pentru... Uite, asta ce facem pentru toată lumea.